un moment dat, cei cu norme tehnice au zis că separarea asta a zonelor cu grad de importanță de, din punct de vedere al incendiului nu-i bună și că trebuie dată jos cortina metalică. Știți că trebuie una mai groasă și una nu știu ce. Și au venit învățații cu șefii că o dăm jos. Și știți cu ce avem noroc? Cu conștiința aia a omului simplu și iubitor de locul de unde îi, că l-au venit să-l mai peste capul meu, mă puneți o altă în spatele ei, dar lăsați o minunăție asta așa cum e. Așa o salvat niște oameni anonimi cortina asta. Îmi place toată clădirea așa cum e. Chiar îmi place toată și mi-e foarte dragă. Și mi-ar plăcea să fie păstrată cât mai autentic posibil. În centru Imperiului făceau da. Și își dezvoltau, dirijau toți. Pentru a echilibra, să zic eu, piața. Dar fiindcă totuși deja s-a mărit clădirea, cred că se poate integra arhitectural foarte bine, așa cum la Paris se pot face clădiri noi sau extensii noi foarte moderne, cum e Centre Georges Pompidou, nu? Ca să se anexeze poate unor clădiri vechi de patrimoniu și chiar să creeze o atmosferă extraordinară prin această juxtapunere și combinare a ultramodernului, contemporanului cu o clădire de patrimoniu și cred că ar merge foarte bine ceva de acest gen în Cluj și ar prinde bine și psihicul lui clujan. Cam asta este teatru. Clădirea asta încărcată de istorie și de istoricitate este făcută la începutul secolului, cum bine știți. Acei Helmer și Fellner erau creatori de la Hamburg în Elveția, în Austria, la Straț Opera, până în România, cu cele patru teatre invocate, cu Iașu, Clujul, Oradea și Timișoara, dacă nu greșesc, mă rog, Cernăuța, Odessa. Se vede clar în sală, e un nouveau art care se purta atunci, la începutul secolului, cu elementele de secesiune pe care le regăsim în hol, cu barocul la târziu, cu neobarocul din epocă. Este foarte frumos. Faptul că lucrez desfășoară activitatea într-o clădire emblemă pentru Cluj și asta îmi place și asta. Și în al treilea rând, da, i-am îndrăgit, îmi plac actorii, după o lună de zile mi era deja greu să mă despart de ei. Nu știu cum se produce asta și nu pot să explic acest fenomen care s-a... Se creează o uniune, nu e nevoie de multe vorbe, e nevoie de, poate de multe ori, o privire. Sau poate de multe ori, la terminarea spectacolului, ajunge să te salute și să-ți spună mulțumesc. E foarte mult pentru mine. Astea sunt micile satisfacții care m-au făcut cumva să rămân. Până atunci am fost la pompier. Vă vrăjește spațiul.